o cunoaștem din predana. Cât de mare rol anume are pentru întreaga lume. Pentru ea Mântuitorul a vorbit la întreg poporul că nu este mântuire fără de mărturisire. Pentru ea Hristos ne învață, Sfinții Apostoli dau povață, să ne spovedim mereu slugilor lui Dumnezeu. Pentru taina pocăinții au grăit de asemenea Sfinții și canoane au fixat să ne spovedim curat. Și Biserica ne cheamă și ne învață ca o mamă, ca cu multă umilință să venim la pocăință. Pocăința e taină mare dată pentru fiecare, pentru drept și păcătos care crede în Hristos. Pentru tânăr și bătrân, pentru slugă și stăpân, pentru cel de pe amvon și pentru cel ce stă pe tron. Pentru turmă și păstori, pentru cei din închisori, pentru cel ce zace în pat, pentru tot cel botezat. Și precum ne învață crezul, spovedania-i botezul, care spală, care curmă tot păcatul fără urmă. De voiți mai mult să știți, veți găsi exemple multe, de-ar fi cine să le asculte. Oare, frate, n-ai văzut pe David când a căzut, cum s-a spovedit curat lui Natan ce l-a mustrat? Dar și Petru, râvnitorul, care și-a trădat pe Mântuitorul, ba și în public s-a jurat, nu-l cunosc cu adevărat. Iar când Domnul a privit, Petru jalnic s-a căit și a plâns în toată viața, umezindu-și zilnic fața. Apoi Pavel, tot la fel, nu a plâns atât și el, căci pe mulți creștini lega și la templu îi aducea. Dar câți sfinți și cuvioși n-au ieșit din păcătoși, care au plâns și au suspinat pentru orice păcat? Tot la fel strămoșii noștri și părinții dragi ai noștri, post de post se spovedeau și mereu se împărtășeau. Ei nu amânau cu ani taina Sfintei Spovedanii, ci făceau cu pregătire sfânta lor mărturisire. Ei nu aveau atunci ca noi viață bună și nevoi, n-aveau cărți de rugăciune, nici biserici mari și bune, n-aveau preoți mulți în sate, însă nici așa păcate. Nu cântau ca noi frumos, dar trăiau după Hristos. Nu spuneau din gură multe, ci doreau mai mult să asculte. Orice vorbă, orice sfat le primeau cu adevărat. Și posteau în orice post, nu ziceau că n-are rost. Și mâncau ce aveau pe masă și simțeau pe Dumnezeu în casă. Însă astăzi, frații mei, ne-am făcut cu toții răi. Nu voim să mai postim, nici să ne mai spovedim. Iar în sfintele sărbători, mulți lucrează adeseori. Se sfădesc, se bat, înjură, nu se iartă, zac în ură. Legea sfântă tot o strică, de Hristos nu mai au frică. Nici de moarte nu au teamă, nici pe preoți nu-i mai cheamă. Nu vor nici să se cunune, să petreacă în fapte bune. Nici copiii nu vor să crească, nici pe cei ce au să-i crească. Deci această lume rea, oare cum ar mai putea să se spele de păcate la duhovnicii din sate? Când și aceștia îi întreabă două vorbe așa din grabă și într-o clipă îi dezleagă ce a făcut o viață întreagă. Ei nu știu de pravilă, ei nu pun nici stabilă, nu respectă nici canoane. Vai de oile sărmane! Vai de turmă și de oi! Vai de acești creștini de-apoi! Sunt bolnav de patim grele, însă nu plâng pentru ele. Nu mai vezi creștini acum căutând duhovnic bun.
Să-l întrebe după carte, de păcate, de moarte. Să-l întrebe de postește, de se roagă, de citește. Pe copii de-i crește bine, la biserică devine. Să-l întrebe de nu înjură, de nu bate, de nu fură, de nu zace în prea curvii și în ucideri de copii. Să-l întrebe chiar de toate și de gânduri și de toate și să-i dea canon apoi cum era cândva la noi. Tineretul mai ales a ajuns de neînțeles. O cunoaștem din predană. Cât de mare rol anume are pentru întreaga lume. Pentru ea Mântuitorul a vorbit la întreg poporul că nu este mântuire fără de mărturisire. Pentru ea Hristos ne învață, Sfinții Apostoli dau povață să ne spovedim mereu slugilor lui Dumnezeu. Pentru taina pocăinții au grăit de asemenea.